Pentru a diminua numărul șomerilor buzoiene, JOFM Buzău organizează în acest an cursuri de formare și reconversie profesională. Atât prin propriul program de formare, cât și prin programul Acces, cursurile sunt implementate în urma unui sondaj efectuat pe piața muncii și care reflectă cele mai căutate meserii. Trei programe de recalificare sunt deja în derulare, cursanții vor obține calificări de instalator tehnico-sanitar și gaze, cofetar sau patiser. În această lună vor mai fi demarate alte cursuri de formare ce pot fi accesate de oricine, neexistând o limită de vârstă. Vor fi pregătiți viitorii frizeri, operatori calculator, referenți resurse umane, agenți de securitate și lucrători în agricultură și comerț. Se estimează că aproape 1000 de buzoieni vor participa la cursuri. Ce pot să vă spun la ora actuală este că derulăm trei cursuri care sunt acum aproape de final. Este instalatorul tehnico-sanitar și gaze, care este din bugetul nostru propriu, este cursul de cofetar și cursul de patiser, care este pe proiectul Acces. Acestea le avem în derulare la ora actuală. Dorim să începem luna aceasta și luna viitoare pe proiectul Acces, un curs de coafor și un curs de frizer, manicurist, pedicurist. Iar din bugetul propriu dorim să începem un curs de operator calculator și un curs de referent resurse umane. Avem în plan să mai derulăm, începând cu sfârșitul lunii sau cu începutul lunii mai, un curs de agent de securitate, un curs de lucrător în creșterea plantelor, unul de lucrător în creșterea animalelor și unul de lucrător în comerț. La jumătatea lunii va fi organizată și prima bursă a locurilor de muncă din acest an, programată mai devreme decât de obicei. 19 aprilie este ziua în care va avea loc evenimentul în cadrul căruia vor fi puși față în față candidații la un job și angajatorii. Din estimările Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, 500 de locuri de muncă vor fi puse la bătaie. Vineri, pe 19 aprilie, avem Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Este o bursă care se desfășoară în toate sediile agenției noastre, din tot județul, Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pogoanele. Și poate până atunci vom reuși față de anul trecut, când am avut circa 600-700 de locuri de muncă ofertate de angajatori, să avem cel puțin 500 pentru această bursă, ținând cont de faptul că este și mai devreme față de cum era de obicei. Tot pentru a veni în sprijinul șomerilor, AJOFM organizează în zilele de marți, miercuri și joi ale săptămânii viitoare un job club în cadrul căruia candidații la un loc de muncă își vor perfecționa aptitudinile de a susține un interviu.